Micile obiceiuri pe care le avem pot să dezvăluie multe aspecte interesante despre personalitatea noastră. Spre exemplu, felul în care mănânci poate să arate că îți place sau nu să-ți asumi riscuri. Teza cu care mănânci oferă indicii despre felul tău de a fi. Dacă ai tendința de a mânca rapid, înseamnă că ești o persoană mai nerăbdătoare și ambițioasă față de una care mănâncă lent. De asemenea, dacă te încadrezi în a doua categorie, înseamnă că ești o persoană foarte atentă la detalii. Inclusiv felul în care te comporți într-un magazin poate să spună lucruri despre tine. Spre exemplu, dacă analizezi meticulos toate ingredientele de pe etichetă înainte să iei decizia de a cumpăra un produs, înseamnă că ești foarte organizată. Dacă preferi să încerci alimente noi, îți place și să îți asumi riscuri în viață. Iar dacă obișnuiești să separi toate alimentele din farfurie, acesta poate fi un semn al prudenței. A sosit momentul să îți analizezi mersul. Se spune despre oamenii productivi și despre cei raționali că au tendința să meargă rapid. Cei care țin pieptul în față și capul în sus când merg sunt carismatici și iar cei care merg lent cu privirea în sunt mai interesați de bunăstarea celorlalți decât de interesul propriu. Inclusiv felul în care pui rola de hârtie igienică în suport poate să spună multe despre tine. Mai exact dacă poziționezi sulul de hârtie în suport astfel încât să se rupă hârtia în partea superioară, înseamnă că ești o persoană care domină într-o relație. Iar dacă poziționezi sulul în suport astfel încât să se rupă hârtia din partea de dedesubt, înseamnă că ești partea submisivă din relație. Și felul în care te exprimi în e mail pe care le trimiți contează în analiza personalității. Folosești des pronumele eu, mie sau al meu? Acest lucru poate să însemne că ești înzestrat cu unele trăsături de personalitate narcisiste, precum stima de sine crescută și nevoia continuă de atenție și admirație. În cele din urmă, dacă ești foarte atentă la felul în care te exprimi într-un mail, înseamnă că ești o persoană conștiincioasă și perfecționistă. Iar dacă obișnuiești să trimiți e mail lungi, acest obicei arată că ești o persoană serioasă și plină de energie. Relatează pentru femei.ro